teza psalmului 150 se regăsește foarte evident începând cu prima frază a psalmului și anume lăudați pe Domnul. Nu trebuie ca să căutăm foarte departe sau să săpăm foarte adânc ca să înțelegem despre ce ne vorbește acest psalm. Care este mesajul principal, care este teza acestui psalm? Lăudați pe Domnul. Asta este intenția Duhului Sfânt prin acest psalm. Asta vrea să ne comunice Dumnezeu prin acest psalm. Și tot ceea ce urmează este subordonat la această teză, la acest prim punct, la această idee principală. Din păcate, această teză, acest imperativ este deseori ratat, mai ales în biserica contemporană. Dacă psalmul 150 ar omite versetele 3 până la versetul 5, pentru foarte mulți creștini din ziua de astăzi, pentru foarte mulți creștini contemporani, nu ar fi deosebit de interesant acest psalm. Altfel spus, dacă psalmul 150 ar fi doar atât, lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul lui cel sfânt, lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui, lăudați-L pentru ispravele Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită, tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Dacă ar fi doar atât, cei mai mulți creștini nu ar fi extrem de interesat de a studia, de a predica, de a contempla acest psalm absolut magnific. Dar, pentru că avem acele versete care vorbesc despre lauda instrumentală, să nu mai pomenim de acele jocuri, sau cum traduce noua traducere, dansuri, urechile creștinului contemporan sunt deosebit de atente la acest psalm și auzim predici peste tot în bisericile moderne din psalmul 150, de parcă dintr-o dată sunt chiar așa de preocupați de lauda lui Dumnezeu. Și din păcate, de multe ori, din această preocupare pentru aceste aspecte, ratează esența acestui psalm magnific, fiind obsesiv cu aspectul instrumental sau fizic al laudei. Ratează ideea principală. Ratează teza principală care este lăudați pe Domnul. Și se focalizează pe aceste versete care descriu diverse manifestări, diverse feluri în care Dumnezeu poate fi lăudat, diverse contexte în care Dumnezeu poate fi lăudat. În această dimineață vrem să studiem în mod echilibrat acest psalm, punând câteva întrebări care vor fi ghidul nostru. Aceste întrebări veți vedea, cred că foarte ușor citind doar psalmul, că se regăsesc în structura psalmului, în structura textului. Și anume, aceste cinci întrebări sunt acestea. Primul, ce trebuie să facem? Versetul 1 ne pune această întrebare și ne răspunde la această întrebare. De fapt, fiecare început de verset, început de frază, răspunde la această întrebare. 2. Unde trebuie să facem lucrul acesta? Versetul 1, partea a doua, vom vedea că este răspunsul nostru. 3. De ce sau pentru ce ar trebui să facem, adică să lăudăm? Și versetul 2 adresează această întrebare. 4. Cum sau cu ce ar trebui să lăudăm? Versetul 3 până la versetul 5 va adresa și va răspunde la această întrebare. Iar în final, cine trebuie să laude? Versetul 6 va fi răspunsul nostru la această întrebare. Această dimineață, mesajul va fi acesta. 5 întrebări și răspunsuri biblice din Psalmul 150. Haideți să începem să nu irosim timpul. Prima întrebare. Ce trebuie să facem? Ce ne poruncește psalmistul, ce ne poruncește Dumnezeu să facem? Și răspunsul îl avem cât se poate de clar. Lăudați pe Domnul. Câtă profunzime într-o frază așa de compactă, într-o frază așa de scurtă. Am putea predica și în această dimineață, și în seara aceasta, și miercuri seara, și duminica viitoare, doar pe fraza aceasta, lăudați pe Domnul. Este așa de bogat, așa de profundă. Trebuie să începem cu întrebarea ce este lauda. Ce este lauda? Înainte ca să
înțelegem ce trebuie să facem, la ce ne îndeamnă, la ce ni se poruncește din partea Cuvântului Dumnezeu, trebuie să înțelegem ce este lauda. Lauda este o activitate, este o dispoziție de care toți oamenii au parte și de care toți oamenii o experimentează. C.S. Lewis zicea la un moment dat că lauda izvorăște în mod natural. Atunci când iubim ceva, atunci când apreciem ceva, când inima noastră se delectează în ceva, lauda izvorăște din acea inimă. Îndrăgostiții își laudă iubitele. Lucrurile față de care avem afecțiune vor cauza lauda în inimile noastre. Iubitorii de artă laudă operele artistice, iubitorii de muzică laudă muzicanții și așa mai departe. Atașamentul sentimental, împlinirea sentimentală în sau prin ceva, produce în mod inevitabil laudă față de acel lucru sau față de acea persoană. Nimeni nu trebuie să ne învețe acest lucru. Da? Nimeni nu trebuie să ne învețe acest lucru. Iar această activitate nu este în sine păcătoasă, nu este neapărat păcătoasă. A lăuda aceste lucruri care vine în mod natural când ne găsim împlinirea în ele. Nimeni nu trebuie ca să învețe pe un părinte să-și laude copilul. Ați văzut vreodată un părinte care începe și laudă copilul pentru că a zis mama, de parcă a scris o operă de-a lui Shakespeare? Ați văzut vreodată un copil care își laudă copilul pentru că a luat doi pași, de parcă a câștigat la olimpiadă? De ce? De unde exuberanța asta? Bravo, dragul tati! Ai alergat un maraton de doi pași. N-a făcut nimic ce n-a făcut alt copil. N-a făcut nimic deosebit. N-a făcut nimic fantastic, da? Absolut nimic. A făcut ceva total normal. Și totuși, pentru că ne găsim împlinirea, satisfacția în realizarea acelui copilaș, în acel copilaș, îl lăudăm. Îl lăudăm, da? Nimeni nu trebuie să ne învețe. Nimeni nu trebuie să ne învețe să lăudăm. Este ceva total natural. Dar până la urmă, ce este lauda? Da? Să răspundem la această întrebare. Dicționarul explicativ al limbii române definește în felul următor. Prețuire exprimată prin cuvinte a unui lucru, a unei persoane sau a faptelor și meritelor ei. Cuvinte prin care se exprimă această prețuire. Mi se pare o definiție destul de abilă. Lauda este exprimarea prețuirii noastre. Dacă prețuiești frumusețea cuiva, vei lăuda, vei exprima acea prețuire. Da? De aceea băieții le spun fetelor că sunt frumoase. Bine, au și alte interese de multe ori, dar în general le spun pentru că apreciază acea frumusețe. Dacă prețuiești, dacă ești atașat sentimental, îmbucurat, de exemplu, de ziua aceasta minunată de afară, când vom ieși afară de la biserică, vom auzi între noi vorbind ce zi minunată este, ce frumos, ce călduros, ce minunat este astăzi. De ce? Pentru că ne produce bucurie, pentru că apreciem această realitate. Și cum ziceam, fiecare om, fără excepție, este angrenat în această activitate pentru că toți avem lucruri pe care le prețuim, fiecare dintre noi. Și prețuirea unui lucru, în mod inevitabil, cum ne explică C.S. Lewis, duce la laudă, duce la exprimarea acelei laude. La un moment dat vom vrea nu doar să simțim acea împlinire, nu doar ca să internalizăm acea bucurie, ci să o exprimăm. Câteodată simțim lucrul acesta să facem chiar când nu ne aude nimeni. Numai să exclamăm bucuria din noi, să exclamăm lucrurile care ne îmbucură pe noi, chiar dacă nu ne aude nimeni. Singur în mașină câteodată vorbim singur. Nu știu dacă voi vorbiți singur, dar câteodată vorbesc singur. E o zi extraordinară. Da? De ce? Pentru că în momentul în care prețuim ceva, în momentul în care suntem impactați de ceva, vom simți nevoia să externalizăm acea experiență și să exprimăm acea apreciere. Dar atenție! Imperativul care ne este dat nu este doar să lăudăm, ci să lăudăm pe Dumnezeu. Porunca nu este doar să avem o anumită dispoziție sau o anumită activitate de a lăuda, ci ne este poruncit și obiectul laudei noastre și anume Dumnezeu. Și aici este problema. Lăudați
pe Domnul? Probabil că știți prima întrebare din vechile catechisme, și aici aș face o paranteză, dacă nu le știți, ar fi bine să studiați catechismele. Ar fi bine să aveți un material care să vă ghideze prin a vă dezvolta cunoașterea teologică. De exemplu, Calvin, în biserica lui, deși toți cetățenii cetății făceau parte din biserică, eu cred că Calvin, până la urmă, dacă ar fi trăit 100-200 de ani, ar fi ajuns baptist reformat. Dar n-a avut timp, contextul nu i-a permis. Și în contextul în care se afla, toți cetățenii erau membri în biserică. Dar în biserica lui Calvin nu te puteai apropia de masa Domnului până nu parcurgeai catechismul, până nu mergeai la clase de catechizare, până nu exista o convingere că cel puțin în mod sistematic ai fost expus la Evanghelie și cel puțin poți mima Evanghelia. Gândiți-vă la lucrul acesta. Catechismele sunt un lucru bun, mărturisirile de credință sunt un lucru bun, mai ales pentru copiii dumneavoastră. Eu de ceva vreme lucrez și mă opresc și lucrez la un material pentru copii. Între timp, dacă aveți nevoie, fratele Andrei cred că a tradus unul dintre vechile catechisme, cel puțin întrebările și răspunsurile. V-aș recomanda. Aveți un material care să-l folosiți pentru copii, în care să le puneți întrebări biblice și în care să-și dezvolte răspunsuri biblice. Vechile catechisme pun această întrebare. Care este scopul suprem al omului? Și răspunsul este ca să îl glorifice pe Dumnezeu și să se bucure în el pentru totdeauna. Omul nu are o problemă cu lauda. Omul nu are o problemă cu închinarea. Omul nu are o problemă cu glorificarea. Toți oamenii, în mod firesc, fac aceste lucruri. Toți oamenii simt nevoia să facă aceste lucruri. Nu mă credeți? Priviți fenomenul Untold, care tocmai s-a încheiat la Cluj. O experiență mega religioasă, să fie foarte clar. De ce? Tinerii aceștia au nevoie să exprime închinarea lor, lauda lor. Au nevoie să găsească obiecte pentru lauda lor. Și DJ-ii aceia sunt fericiți să primească această exprimare necesară a omului. Sunt fericiți să stea în locul lui Dumnezeu. Toți oamenii au nevoie ca să laude, toți oamenii se închină, toți oamenii glorifică ceva în mod firesc pentru că simt nevoia să facă lucrul acesta. Problema este că obiectul laudei, obiectul închinării, obiectul glorificării lor este greșit. Iar acest lucru face ca toată lauda să fie păcătoasă. Toată lauda. Când închinarea ta, când obiectul închinării tale este greșit, toată lauda ta și cea care în mod normal n-ar trebui sau ar putea să nu fie greșită, ar putea să nu fie păcătoasă, devine păcătoasă. A lăuda o zi frumoasă nu este păcătos. Nu este păcătos. A lăuda o zi frumoasă fără a recunoaște pe cel ce a creat acea zi frumoasă este păcătos. A lăuda o zi frumoasă fără a recunoaște că Dumnezeu este cel care ne dă zile frumoase. Fără a-L cunoaște pe Dumnezeu este ceva păcătos. Fiindcă deși L-au cunoscut pe Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Roman 1, ei nu L-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu I-au mulțumit. Cum L-au cunoscut? Cum argumentează Apostolul Pavel că toți oamenii îl cunosc? Îl cunosc toți oamenii pentru că toți oamenii vor beneficia astăzi la zalău de razele soarelui. Dar nu toți oamenii vor spune, Doamne, îți mulțumesc pentru căldurea soarelui. Toți oamenii astăzi, în afară de cei ce mor, și vor fi câțiva probabil, vor beneficia de viață și de sănătate. Dar nu toți oamenii vor mulțumi lui Dumnezeu că i-a creat, că îi menține în viață. În momentul în care obiectul închinării tale, obiectul laudei tale, nu este Dumnezeu, toate lucrurile devin păcătoase. Toate lucrurile devin idolatre. Tragedia, crima supremă este că lauda și închinarea care îi se cuvine lui Dumnezeu este acordată lucrurilor create și nu Creatorului. Ce monstruos este să folosești darurile lui Dumnezeu menite să ne conducă în laudă și închinare spre Dumnezeu
pentru a păcătui împotriva lui Dumnezeu. Ce spune despre un om care merge acasă la soția lui și beneficiază de bunătatea soției lui, de darurile ei, să cucerească amanta lui? Merge acasă, soția i-a pregătit un tort minunat. Ia tortul și se mulțumesc și pleacă la iubita lui și zice: dragă, uite ce ți-am cumpărat, un tort minunat, este preferatul tău cu ciocolată. Și păcătuiește împotriva ei, împotriva soției. Merge acasă. Ce ai mai pregătit? Că aș vrea să mă folosesc de bunătatea ta pentru a te dezonora. Pentru a păcătui împotriva ta. Ce ai spune despre un asemenea om? Spune că ești un monstru. Spune că ești un psihopat. Ce spui despre omul care ia bunătățile lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu și le folosește pentru a păcătui împotriva lui Dumnezeu, pentru a curvi împotriva Creatorului Său prin bunătatea Creatorului Său? Ăștia suntem noi. Când închinarea noastră, când laudele noastre au ca și obiect altceva în afară de Dumnezeu, profităm de bunătatea Lui pentru a păcătui împotriva Lui. Suntem niște monștri și lumea aceasta se află în această mare tragedie, în această mare crimă. Toți se închină, toți laudă, dar cei mai mulți nu Îl recunosc pe Dumnezeu, nu Îi mulțumesc Lui Dumnezeu. Care este diferența între laudă și închinare? Cred că este un alt aspect care trebuie ca să lămurim, să înțelegem de ce una nu este necesar păcătoasă și alta vom vedea că dacă este acordată altcuiva sau altceva în afară de Dumnezeu în mod necesar, este păcătoasă. Cum ziceam, dacă lauda este ceva care în mod principal trebuie să fie pentru Dumnezeu, dar nu este în sine păcătos față de alte persoane sau față de alte lucruri. De exemplu, ați lăuda soția sau soțul este un lucru frumos, este un lucru recomandat, vă recomand. Luați-o ca și o recomandare pastorală. Lăudați-vă soțiile. Lăudați-vă soții. Gândiți-vă la faptul că sunt soții care n-au auzit vreodată ești frumoasă de la soțul lor. Gândiți-vă că sunt soții care n-au auzit vreodată te iubesc, te admir de la soțul lor. Gândiți-vă de asemenea că sunt bărbați care n-au primit vreodată un cuvânt de apreciere pentru toată sudoarea lor în casa lor. Sunt realități, sunt oameni care trăiesc și de multe ori noi trăim în casele noastre, poate trec zile. Și nu este păcătos ca să-ți laud soția sau soțul, este un lucru frumos. Închinarea, în schimb, este un lucru rezervat exclusiv pentru Dumnezeu. Exclusiv pentru Dumnezeu. Lauda este recunoașterea acțiunilor sau a calităților cuiva. Exprimarea acestei recunoaștere. Iar aceasta poate fi adresat lui Dumnezeu și trebuie să fie adresat în mod principal lui Dumnezeu sau poate fi adresată unei persoane. Atât timp cât nu atribuim anumite calități, anumite fapte care sunt în mod exclusiv ale lui Dumnezeu, unei persoane, nu suntem păcătoși. Nu este păcătos să recunoști, să apreciezi o calitate a cuiva. Și mai ales să recunoști că acea calitate este un dar de la Dumnezeu. Mai ales să lași ca faptul acela bun al lui cuiva față de tine să te conducă într-o închinare față de Dumnezeu. Nu este un lucru rău să spui cuiva, ești un om inteligent. Nu este un lucru rău să spui cuiva, să mulțumesc pentru bunătatea care a arătat-o față de mine. Ce este păcătos este când atribuim anumite lucruri care doar Dumnezeu le poate face, care doar Dumnezeu le merită și lăudăm pe oameni pentru aceste lucruri. Da? Orice ar fi ele, atunci devine păcătos. Închinarea este total altceva. Închinarea poate implica laudă, dar este mai mult decât doar a lăuda. Închinarea este o recunoaștere a autorității totale, este o predare a ființei tale totale, este o copleșire a ființei tale. Este un răspuns al ființei tale, al sufletului tău atunci când te întâlnești cu Dumnezeu. Iar aceasta este rezervat doar pentru Dumnezeu.
De aceea, dacă priviți în Sfintele Scripturi, felul în care aceste două sunt descrise, în Scriptură veți observa o diferență evidentă. Lauda, de multe ori, este exuberantă, este vocală, este chiar fizică, pe când închinarea, atunci când omul se întâlnește cu Dumnezeu, este tăcere, este uimire, este căderea cu fața la pământ. E trist că în ziua de astăzi cei care pretind că laudă și se închină prin laudă și închinare experimentează doar bumții-bumții. Unde este uimirea? Unde este muțirea? Unde este convingerea de păcat? Unde este a te proșterna la pământ? Unde este a cădea? Unde este întâlnirea cu Dumnezeu? A face, poți face și la Untold, a te întâlni cu Dumnezeu și a avea ființa ta marcată, copleșită, supusă total slavei și gloriei lui Dumnezeu, nu poți face decât atunci când te întâlnești cu Dumnezeu. A, că oamenii încearcă, că oamenii și-ar preda ființa altor oameni, altor lucruri, da, asta este idolatria. Oamenii caută ceva la ce se închine ca să nu se închine la Dumnezeu. Da, asta este idolatria, asta este cel mai mare păcat al nostru ca și oameni. Ce trebuie să facem? Lăudați pe Dumnezeu. Lăudați pe Dumnezeu. El trebuie să fie obiectul laudei noastre. El trebuie să fie obiectul închinării noastre. Unde? A doua întrebare. Unde trebuie să lăudăm pe Dumnezeu? Psalmul ne subliniază două locații unde lauda noastră trebuie să fie practicată față de Dumnezeu. Prima locație. Lăudați pe Dumnezeu în locașul lui cel sfânt. La ce se referă psalmistul? Haideți să folosim ceea ce avem la îndemână ca și unelte de interpretare și să mergem doar cu un psalm în urmă. Ultimii psalmi sunt un set de psalmi de laudă care sunt legați. Este o unitate. Și în psalmul 149 cu 1 ni se spune în felul următor: cântați laudele lui în adunarea credincioșilor lui. Cel mai evident înțeles este închinarea publică a poporului lui Dumnezeu. Închinarea religioasă, congregațională a poporului Dumnezeu. Și lucrul acesta este deosebit de important în zilele noastre, când societatea și cultura modernă este una care prețuiește din ce în ce mai puțin închinarea corporativă, mersul la biserică. Ceea ce se întâmplă aici, duminică dimineața. În mediul online, generația Facebook și social media, și nu numai, din păcate din ce în ce mai mult și bătrânii, generațiile vechi, consideră că ce se întâmplă aici și acum, în această dimineață, nu este ceva deosebit. Nu este ceva absolut necesar. Ușurința cu care se lipsește de la închinarea bisericii dovedește acest lucru. Ușurința cu care oamenii de o anumită vârstă să retrag la țară, creștini, baptiști, penticostali, și trebuie să stea cu vaca în loc să meargă la închinare. Trebuie să stea cu vițelul din Exod în loc să se închine la Dumnezeu adevărat. Este o dovadă a acestui fapt. În această dimineață sunt tot felul de întâlniri de familie pocăite. Îmi pare rău să spun că probabil și din biserica noastră, pe care o să-i sun după adunare și să spun: unde te-ai închinat cu familia ta, dacă nu te-ai închinat cu familia bisericii locale? Și o să spună: la grătar. De ce? Pentru că au căzut în capcana societății, culturii noastre păgâne, care nu consideră ce se întâmplă aici deosebit de important. Nu consideră ce se întâmplă în orice biserică. În Zalău, unde probabil 90% se consideră creștini ortodoxi, bisericile nu sunt chiar așa de pline. Adică dacă 50.000 de oameni s-ar duce la biserică, Sfânta Vineri ar fi o bisericuță mică, comparat cu ce ar trebui ca să fie. Nu o monstruozitate care arată prostia omului. Dar ce se întâmplă? Oamenii nu consideră
că închinarea la oaltă, la orice Dumnezeu s-ar închina. De ce? Societatea noastră este individualistă. Societatea noastră le spune că nu ai nevoie tu de un grup de oameni, nu ai nevoie de un cadru anume. Tu contezi. Tu poți ca să te închini singur, tu poți ca să te zidești singur, tu poți ca să faci totul singur. Tu ești un super om. Scriptura are o altă părere. Scriptura pune o valoare deosebită pe ceea ce se petrece atunci când copiii lui Dumnezeu se adună să laude numele lui Dumnezeu și să închine lui. Scriptura prețuiește deosebit de mult. Da, putem să lăudăm pe Dumnezeu oriunde și vom vedea imediat că psalmul nostru ne poruncește să facem acest lucru. Dar ce se petrece în lauda corporativă a lui Dumnezeu, în locașul lui cel sfânt, în mijlocul poporului, este ceva deosebit, este ceva special, este ceva aparte și important. Este cel mai important lucru care îl poți face săptămâna asta. Cel mai important lucru. Mai important decât a merge la serviciu, mai important decât a merge la parc, mai important decât orice altceva. Este închinarea cu poporul lui Dumnezeu. Cred că și ordinea imperativelor este importantă. Întâi în adunarea sfinților, apoi în restul lumii. Eu personal am dubii despre credincioșii care spun că laudă tot timpul și peste tot, că se roagă tot timpul și peste tot, că ei se închină lui Dumnezeu tot timpul și peste tot. Doar în adunare nu. Săracii au obosit de la atâta închinare și laudă din timpul săptămânii, că nu mai pot duminica. Atâta l-am lăudat pe Dumnezeu toată săptămâna, că sunt prea epuizat duminică dimineață. Am dubii. Am dubii despre laudele lor. Am dubii despre închinarea lor. Am dubii despre viața lor devoțională. Există un har special. Există o experimentare deosebită a lui Dumnezeu în adunarea sfinților. Acolo, adică aici, lauda va fi mai amplă. Acolo închinarea va fi mai profundă. Acolo prezența lui Dumnezeu mai evidentă. Da, Dumnezeu este omniprezent. Dar tu îl vei percepe și Dumnezeu se va descoperi mai mult aici decât în alte locuri. Dumnezeu se va face cunoscut mai mult aici decât în alte locuri. În al doilea rând, psalmistul ne spune că a doua locație în care ar trebui să practicăm lauda noastră față de Dumnezeu este în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lauda lui Dumnezeu nu este limitată doar în cadrul închinării corporative, doar în cadrul bisericii, ci laudele la adresa lui Dumnezeu trebuie să fie pe buzele credinciosului tot timpul. Și peste tot. Peste tot. În orice cadru, în orice atmosferă, în orice locație, noi trebuie să-L avem pe Dumnezeu pe buzele noastre și trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. La un moment dat îmi spunea o soră că ea nu știe cum să vorbească cu oamenii despre Dumnezeu, că nu are ocazii să facă lucrul acesta. Nu știe cum să-i abordeze despre Dumnezeu, că nu îi se ivește ocazie când ea discută cu oamenii. Și am zis că aceasta este total fals, pentru că totul, absolut totul este despre Dumnezeu. Toate lucrurile sunt despre Dumnezeu. Toate lucrurile trebuie să ne conducă în laudă către Dumnezeu. Și am interogat-o și am zis, vorbești cu vecinii tăi, lucruri banale. Cum ar fi despre vreme? Păi evident, cum? Toți vecinii vorbesc despre vreme. Cum ar fi dacă data viitoare, când vecinul tău te-ar întreba, ce zici vecinii de vremea asta? Să nu răspunzi tot banal. Să răspunzi prin laudă la adresa lui Dumnezeu. Deci slăvit să fie Domnul pentru vremea aceasta minunată. Slăvit să fie El care a creat totul, care dă ploaie, care dă rod, care ne ține în viață. Slăvit să fie numele Lui. Cum ar fi să răspunzi așa? Cum ar fi să răspunzi așa la orice întrebare banală? Vecină, cum stai cu sănătatea? Slăvit să fie Cel care îngăduie și sănătatea și boala. Slăvit să fie Cel care m-a răscumpărat de la boala păcatului. Cum ar fi să răspunzi așa la orice întrebare? Cum ar fi? Cum ar fi să lauzi pe Dumnezeu în toată vorbirea ta? Cum ar fi să fii o săgeată strălucitoare înspre Creatorul nostru? Vedeți, totul, absolut totul, are menirea să ne îndrepte spre Dumnezeu. Tot ce a creat, tot ce există, toată bunătatea și lucrurile frumoase din jurul nostru,
Iar noi, prin felul nostru de a vorbi despre Dumnezeu și despre lucrurile lui Dumnezeu, despre creația Lui, prin laudele noastre, trebuie să fim îndrumători spre Dumnezeu. Trebuie să fim îndrumători pe Dumnezeu. Unde trebuie să lăudăm pe Dumnezeu? Aici. În primul rând, aici. Este necesar, este important și pretutindeni. Pretutindeni pe pământul acesta, pretutindeni în universul acesta unde El ne-a pus. 3. De ce? Sau pentru ce să lăudăm pe Dumnezeu? Psalmistul ne spune, în primul rând, lăudați-L pentru ispravele Lui cele mari. Altfel spus, lăudați-L pentru ceea ce face Dumnezeu. Prima categorie de laude care o descrie psalmistul este pentru ceea ce face Dumnezeu, pentru lucrările Lui. Lauda este recunoașterea, rețineți, și exprimarea valorii a acțiunilor sau a persoanei cuiva. De aceea, de cele mai multe ori, lauda este legată de mulțumire. Pentru că atunci când prețuim acțiunea cuiva, în mod necesar suntem și mulțumitori pentru acea acțiune și pentru acea persoană. Și dacă singurul beneficiu ar fi faptul că am apreciat-o, avem un motiv să mulțumim. Mergem la un muzeu, vedem un tablou minunat, avem un moment de apreciere și deja ai un motiv de mulțumire. Ești mulțumitor că acel tablou există, că te-ai putut bucura de el pentru o clipă. Ești mulțumitor sau ai motive să fii mulțumitor pentru acel artist care l-a pictat. Lauda la adresa lui Dumnezeu, de asemenea, este legat de mulțumire. Și de aceea, această categorie de laudă de multe ori sună în felul acesta. Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai creat. Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai salvat. Doamne, îți mulțumesc pentru că ai fost cu familia mea. Doamne, îți mulțumesc pentru că ne-ai dat un copilaș. Doamne, îți mulțumesc pentru. Și a mulțumi, într-adevăr, este un aspect al laudei, dar nu este totul. A aprecia pe cineva pentru beneficiu adus ție este bine. Dar a aprecia pe cineva pentru valoarea intrinsecă a acțiunilor sale este superior. A aprecia pe Dumnezeu pentru că este Cel care a creat și pentru acțiunea Lui creativă este bine. Este excelent. Este mult mai excelent decât a aprecia pentru că te-a creat pe tine. A aprecia pe Dumnezeu pentru că El dă binecuvântare este net superior decât ai doar mulțumit lui Dumnezeu că ți-a dat ție binecuvântarea. Acțiunile lui Dumnezeu trebuie apreciate și cele față de noi și cele în modul general. A doua categorie spune în felul următor, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. A doua categorie este de natură ontologică, adică nu pentru ce face Dumnezeu, ci pentru ce este Dumnezeu. Pentru că este una să apreciezi acțiunile unei persoane și alta să apreciezi acea persoană. Este una să afirm valoarea acțiunilor și alta să afirm valoarea persoanei. Este una să te bucuri de acțiunile cuiva și alta să te bucuri de acea persoană. Lauda noastră nu trebuie să fie doar la adresa faptelor lui Dumnezeu, deși sunt multe și mărețe. Lauda noastră trebuie să fie la adresa lui Dumnezeu. Noi trebuie să apreciem, noi trebuie să iubim și trebuie să exprimăm acea apreciere vis-a-vis de persoana lui Dumnezeu. Rețineți că lauda este prețuirea exprimată. Întrebarea care ni se pune este, tu de ce îl prețuiești pe Dumnezeu? Pentru ceea ce este sau doar pentru ceea ce a făcut pentru tine? Și păgânii până la urmă își prețuiesc zeii lor când cred că le-au făcut o favoare. Le vin cu un sacrificiu când le rămâne soția gravidă. Le vin cu un sacrificiu când au recoltă. Creștinii, în schimb, îl iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce este El. Nu doar pentru ceea ce a făcut pentru noi. De aceea noi îl lăudăm pe Dumnezeu și în necazurile noastre. De aceea noi îl lăudăm pe Dumnezeu și în tragediile noastre. Pentru că Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă în viața noastră. Indiferent dacă în acel moment avem vreun beneficiu în plus de la Dumnezeul nostru. Pentru că cel mai mare beneficiu al nostru este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Nici o suferință, nici o tragedie, nici o boală nu poate fura acea laudă
care este ancorată în persoana lui Dumnezeu. Gândiți-vă din nou, este un exemplu care mi se pare foarte la îndemână. Cum s-ar simți soția dumneavoastră, soțul dumneavoastră, ca să-i spuneți, știi, eu nu prea dau doi bani pe tine, dar îmi place ceea ce primesc de la tine. Îmi place că îmi gătești, îmi place că îmi speli hainele, îmi plac și alte chestii, dar așa, persoana ta, că ești tu, că ești alta. Sau ia să zică despre tine, îmi place că aduci bani acasă, îmi place că mai repar câte ceva pe lângă casă, eu nu prea repar pe lângă casă, de asta e altă problemă. Dar știi, că ești tu, că ești altul, că ești Mihai Marian sau că e Gicu Stan, egal. Cum te-ai simți? Așa suntem noi cu Dumnezeu de multe ori. Îl apreciem pentru darurile Lui, pentru faptele Lui care ne vizează pe noi pozitiv. Dar până la urmă știi că ești tu, că ești alt zeu, dacă ar fi alt zei, știi? Când ne dai tu, când ne dă Satan, important e să ne dea cineva. Este total diferit. Noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. Obiectul laudei noastre este Dumnezeu, adică tot ceea ce El este și tot ceea ce El a făcut. 4. Cum să lăudăm? Cu ce să îl lăudăm? Lăudați-l cu sune de trâmbiță, lăudați-l cu alăută și harfă, lăudați-l cu timpane și cu jocuri sau cu dansuri, lăudați-l cântând cu instrumente, cu coarde și cu cavalul, lăudați-l cu chimvale sunătoare, lăudați-l cu chimvale zângânătoare. Mesajul, într-o frază, ca să ajungem la esența mesajului și atunci o să-l despicăm imediat, mesajul este cât se poate de simplu și de clar. Lăudați-l pe Dumnezeu cu totul. Cu totul. Lăudați-l pretutindeni, lăudați-l cu totul. Adică cu diverse instrumente, adică chiar cu trupul, cu jocuri, cu dansuri, cu tot ceea ce ai la îndemână, lăudați-l pe Domnul. Explicația care am mai auzit-o vehiculată, că aici jocurile despre care se vorbește, este vorba de jocuri instrumentale, este foarte, foarte slăbuță. Foarte, foarte slăbuță, da? Nu cred că poate să facă față la o analiză mai profundă, de aceea și traduceri mai serioase, chiar traduc jocuri, dansuri. Pentru că este clar vorba despre dans, despre dansul fizic, dar nu despre jocuri cu coardele sau cum zicea la un moment dat, eram la ceva eveniment și se cânta la acordeon, la saxofon și zice unul dintre muzicanți, zice, mă, mai bagă niște floricele. Dar nu e vorba de floricele muzicale, da? E vorba de dans, e vorba de a-ți mișca discret picioarele, cum mi-a zis odată un tânăr de la noi din biserică. Da? Despre asta este vorba și trebuie ca să ne uităm la aceste aspecte. Și ne vom întreba, bun, am înțeles cu diverse instrumente, dar frate, chiar cu dans? Da, Biblia asta spune. Trebuie totuși ținut cont de contextul textual în care ne aflăm și de contextul istoric în care ne aflăm. Rețineți că scopul psalmului este să ne îndemne să lăudăm pe Domnul în contextul adunării, adică a templului, dacă ne uităm în contextul lor, dar și în toate celelalte contexte. Altfel spus, indicii pentru cum să lăudăm pe Dumnezeu, cu ce metode să lăudăm, nu vizează în mod exclusiv închinarea din templu. Și lucrul acesta este evident, am văzut. Unde trebuie să lăudăm? În adunarea corporativă și pretutindeni. Trebuie să fiți conștienți că dansul la care se referă psalmistul nu are nicio legătură, absolut nicio legătură cu dansul la care ne gândim noi în cultura noastră când auzim acest cuvânt. Nu era vorba de un dans sensual, nu era vorba de dansul între femei și bărbați. Evreii practicau în contextul civil, nunți, sărbători, parade și așa mai departe, dansul. Țopăitul. Imaginați-vă hora românească, dar cu versuri mai duhovnicești. Asta era dansul la evrei și este practicat și astăzi. Puteți intra pe YouTube să vedeți o nuntă de evrei și aia dansează. Și n-au nicio problemă. Nu sunt tot felul de dileme morale. Deci, în cadrul textului nostru, care cuprinde lauda în templul
și lauda în afară, în afara templului, adică lauda strict religioasă și lauda în cadrul civil, există o varietate de manifestări, de metode pentru a exprima prețuirea noastră, sentimentele noastre, exuberantă chiar față de Dumnezeu. Asta este adevărat. Dar a folosi în mod gratuit acest psalm ca și o prescriere liturgică ratează total contextul istoric și textual în care ne aflăm. Psalmistul nu spune așa trebuie să vă închinați în templu, așa trebuie să lăudați în templu. Psalmistul spune lăudați pe Dumnezeu pretutindeni și lăudați-L cu tot ceea ce aveți la îndemână. Altfel spus, dacă eu cu fetele mele acasă, țopăim prin casă, dacă eu mi-iau fata și mi-o pun pe picioare și fac un dans cu ea, și laud pe Domnul pentru că este un Dumnezeu așa de bun, că este un tată minunat care mă poartă pe picioarele Lui. Eu cred că Dumnezeu este onorat de lucrul acesta. Eu cred că eu laud pe Dumnezeu prin mișcările trupului meu. Dacă eu vin în biserică și fac același lucru, este o altă discuție. Am ratat înțelesul Scripturii. În cadrul textului nostru, înțelegem că există o varietate de manifestări și de metode pentru a lăuda pe Dumnezeu. O varietate de exprimări și de contexte și că toate sunt necesare și că există un loc pentru toate. Dacă ne uităm la contextul lărgit al Vechiului Testament, vom vedea că Biblia este cât se poate de explicită despre închinarea la templu, despre închinarea religioasă a poporului Israel. Dumnezeu a aderat la principiul regulativ de la început, să fie foarte clar. N-a zis, faceți ce vreți. Dumnezeu a fost foarte strict în felul în care a vrut ca poporul Israel să închină față de El. Închinarea muzicală, de exemplu, era extrem de limitată. Inițial lui Moisei s-a poruncit să folosească doar două trâmbițe. Citiți numeri 10. Și timp de aproximativ 500 de ani este singurul instrument folosit. Până când prin David Dumnezeu introduce alte instrumente și acolo un set explicit de instrumente. Citiți, de exemplu, 1 Cronici și veți vedea această istorie. Chimbal, harfă, liră. Și într-adevăr, generație după generație, după ce Dumnezeu a instaurat această lege despre închinare, generație după generație, poporul lui Dumnezeu se abate de la porunca lui Dumnezeu, nu doar de la această poruncă, ci de la poruncile lui Dumnezeu în general și introduce diverse practici în închinare. Sau la un moment dat neglijează închinarea la templu total. Iar apoi sunt diverse perioade de restaurare a închinării de la templu și de fiecare dată când Dumnezeu prin prorocii săi restaurează închinarea de la templu, ea se restaurează după porunca lui Dumnezeu, după tiparul lăsat de Dumnezeu și să folosesc în templu doar metodele, doar instrumentele care Dumnezeu a poruncit. Apropo, Dumnezeu a poruncit și cine să le folosească. La templu nu mergea oricine, spunea, uite, hai că vreau să vă arăt eu cât de talentat îți la harfă. Practic acasă, pe YouTube, am învățat 5 ani de zile, îți maestru la harfă. Zicea, tu cine ești? Păi, băiatul vecinului, nu, din ce seminție? Ai menirea. Ești după legea lui Dumnezeu chemat la așa ceva. Păi nu, dar eu sunt foarte talentat, Dumnezeu mi-a dat darul ăsta. Nu funcționează. Dumnezeu a hotărât absolut totul despre închinarea Lui. De exemplu, în 2 Cronici, vedem când Ezechia restaurează închinarea de la templu, că exact după porunca lui Dumnezeu, 2 Cronici 29 cu 25, el, adică Ezechia, îi pusese pe leviți să stea în casa Domnului cu chimvale, cu harfe și cu lire, așa cum porunciseră David. Căci porunca fusese dată de Domnul prin profeții săi. Vedeți? Intenția lui Ezechia este să restaureze închinarea după porunca lui Dumnezeu. De fiecare dată când poporul s-a pocăit și s-a întors din apostazia sa, s-a întors la închinarea poruncită de Dumnezeu. Asta a fost intenția lor, asta a fost intenția profeților lui Dumnezeu. Închinarea la templu era extrem de strict reglementată de Dumnezeu în Vechiul Testament. A citit Psalmul 150 ca un fel de invitație de a improviza în închinarea din templu, în închinarea corporativă și de a introduce orice fel de instrument, de stil muzical sau de manifestare
este absolut aberant. Lucru care pentru mine indică imaturitatea spirituală din ziua de astăzi în mișcarea contemporană, în mișcarea praise and worship, care și în România a luat mare amploare, este faptul că aceste întrebări nici măcar nu sunt puse. Lauda de trupa de laudă și închinare sâmbătă seara nu stă cu Biblia deschisă să facă un studiu intensiv să vadă care este porunca lui Dumnezeu despre ce ar trebui să facem mâine. Nu despre astea discuțiile. Eu știu că am fost pe acolo. Am fost prin cercurile acelea. Știu cum se pregătește un program cu lumini și fum și toate astea. Și nu există așa discuție. Ce vrea Dumnezeu în închinarea de mâine dimineață? Nu. Întrebarea este ce piesă nouă putem introduce, ce stil nou, ce a scos Hillsong, ce au scos ăia, ni s-a ars chitarea electrică, amplificatorul, nu știu ce. Astea sunt discuțiile. Nu există o preocupare. Ce vrea Dumnezeu? Bun, cum am putea ști, frate, ce vrea Dumnezeu? Haideți să mergem la Scripturi. Și de ce nu o fac? Pentru că toate trupele astea ar sta în bănci astăzi, dacă ar face lucrul acesta. Așa, hai să căutăm un verset unde ne spune Dumnezeu să facem ce urmează să facem. Nu există. În Vechiul Testament, lauda muzicală era foarte strict reglementată. În Noul Testament, lauda bisericii este strict corporativă. Dar noi ce facem, frate? Că noi ne-am chinuit toată viața să învățăm la chitară bas. Hai treaba ta în timpul săptămânii ce faci. Dacă vrei să cânti la chitară bas acasă sau pe terasă la tine cu... Treaba ta. Da? Dacă vrei să cânți în biserică și să conduci biserica în închinarea, sunt alți factori la care trebuie să ne uităm. Trebuie să ne uităm dacă ești potrivit pentru a conduce biserica în închinare, adică dacă ești o persoană născută din nou, dacă ești o persoană duhovnicească și dacă Dumnezeu vrea închinarea care tu o propui bisericii sau nu o vrea. Da? Să fie foarte clar. Există un timp și un loc pentru toate aceste lucruri, dar nu este biserica. A citit Psalmul 150 ca un fel de invitație, cum ziceam, de a improviza, este total aberant. De exemplu, mulți încearcă să lege acest pasaj din Psalmul 150 cu incidentul din 2 Samuel 6, care spune în felul următor. Atunci David s-a dus și a adus chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-edom în cetatea lui David în mijlocul bucuriei. După fiecare 6 pași pe care îi făceau cei care duceau chivotul Domnului, David jerfea un bou și un vițel gras. David dansa cu toată puterea înaintea Domnului încins cu un efod de in. David împreună cu toată casa lui Israel aduceau chivotul Domnului în mijlocul strigătelor și a sunetului de corn. Observați din nou că este vorba de închinarea, că nu este vorba de închinarea din templu, ci este mai mult vorba de o paradă. Da, de o intrare în cetate. Evident cu conotații religioase, pentru că toate erau conotații religioase, să fie foarte clar. Dar nu este vorba de închinarea în templu. A lua aceste manifestări și a le introduce în închinarea corporativă de la templu sau din biserică ar fi o eroare gravă. Iar apoi, dacă orice manifestare a lui David sau a altor personaje a Vechiului Testament, în orice context, trebuie sau pot fi implementate în biserică, atunci avem mari probleme. David, intrând în cetate, s-a dezbrăcat de hainele lui. Și a rămas mai mult ca sigur, dacă citim documentele istorice, încins doar la brâu, ca să nu îi se vadă părțile intime. Cred că oricine, sper, că oricine, în orice biserică, cât de non-calvinistă și reformată este ea, dacă eu aș începe ca să-mi dau jos hainele aici la amvon, spune, băi, ești nebun. Și dacă zice, dar scrie în 2 Samuel 6, zice, frate, ai luat o razna, nu știu ce hermeneutică ai, dar dacă tu crezi că poți să duci la amvon și să faci striptease, nu ești în stare să interpretezi Scriptura. Și mulți argumentează pe hermeneutica aceasta. Păi David a dansat, păi David a făcut anumite lucruri. Ok, hai să introducem și lucrurile acestea. Sau dacă pe orice scenă a unei biserici moderne din România ar merge liderul de laudă și închinare și ar duce un animal pe scenă și ar tăia gâtul și ar spune 2 Samuel 6! Deci, mă, stai, o luat o razna. Deci înțelegeți, dacă aplici o grilă hermeneutică, trebuie ca să fii fidelă față de ea, da? Nu funcționează!
Nu funcționează grila aceasta hermeneutică, pentru că nu exista așa ceva. Ce se întâmpla în templu, la fel cu ceea ce se întâmplă în biserică, întotdeauna Dumnezeu a prescris prin profeții săi. În mod foarte strict. În mod foarte, foarte, foarte strict. Dar cum înțelegem atunci Psalmul 150? Foarte simplu. Probabil că ați auzit unele dintre lucrurile spuse de fratele Andrei despre interpretare și anume acest principiu, cu siguranță l-a enunțat, deci n-am apucat să ascult. Lăsăm Scriptura să interpreteze Scriptura, da? Trebuie să integrăm. Trebuie să integrăm în contextul imediat, în contextul lărgit, în contextul biblic, tot ceea ce Scriptura vrea să ne spună și lăsăm ca ea să se interpreteze. Este evident că Psalmul 150 nu caută să răstoarne ordinea lăsată de Dumnezeu prin profeții săi referitor la închinarea din templu, referitor la liturghia care, la ordinea închinării, la ce era permis și ce nu era permis. Ci pur și simplu ni se exprimă faptul că în diverse cadre și în diverse feluri trebuie să îl lăudăm pe Dumnezeu. Ce este potrivit într-un cadru, nu este potrivit într-un alt cadru. Scriptura ne spune, există un timp pentru a boci și există un timp pentru a dansa. Și duminică dimineața nu este acel timp. Da? Nu este acel timp. Să fie foarte clar. Există un loc și un timp pentru diverse manifestări. Dar a folosi Psalmul 150 sau orice alt text biblic pentru a transforma închinarea adunării sfinților după chipul și asemănarea preferințelor și poftelor tale păcătoase este un afront la cuvântul lui Dumnezeu. A învăța pe oameni că dacă se manifestă cum vor ei, conform Psalmul 150, îl laudă și sunt ascultători de Dumnezeu, este o blasfemie. Este un malpraxis spiritual asupra poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu are pretenții despre cum trebuie să ne închinăm Lui în închinarea corporativă. Și m-am mai dat exemplul acesta și îl mai dau, sper să nu o super pe Anca, că nu m-am consultat cu ea nici atunci, nici acum. Când într-un an, deși eu sunt foarte... Am foarte multe lacune în aspectul acesta, de obicei nu țin minte nici ziua mamei, tatălui meu, nimănui. Într-un an m-am hotărât eu ca să-i sărbătorez ziua extraordinar. Mi-am amintit că e ziua ei pentru că m-a rugat în mod explicit de repetate ori ca să nu facem nimic special pentru ziua ei, doar să ieșim noi doi în oraș. Să avem noi un timp împreună. Și asta eu am luat-o ca și un mesaj subliminal, așa. A, vrea să-mi amintească că e ziua ei și sigur, cu sigur vrea tam-tam. Dar ea mi-a spus exact ce vrea. Vreau doar noi doi să avem un timp împreună. Și eu am pregătit o mega petrecere. Da? Unii dintre voi probabil că ați fost invitați. Torturi, invitați, peste invitați, tot ceea ce vrei. Și a venit soția mea și probabil că s-a prefăcut că e happy să vă vadă și că s-a terminat toată destrăbălarea și a plecat toată lumea acasă și s-a făcut curat și am rămas doar noi doi. Eram gata să-mi primesc adorarea și să-mi spună, ești cel mai minunat bărbat, ești cel mai extraordinar. Și s-a uitat la mine cu supărare și a zis, ți-am zis că am vrut doar noi doi să ieșim împreună. Asta mi-am dorit. De multe ori așa suntem noi față de Dumnezeu. Noi vrem să facem pentru Dumnezeu. Noi vrem să-L proslăvim pe Dumnezeu. Noi vrem să ne închinăm cu dansuri, cu torturi, cu tot felul de manifestări. Dumnezeu să uită din celălalt și zice, mă, dar nu v-am spus exact ce vreau. Nu v-am spus ce mi-ar aduce mie plăcere? Dar Doamne, dar uite, noi vrem să facem... Dar nu mi-aduc nicio plăcere. Am vrut doar să mă întâlnesc cu voi, exact cum v-am spus în Sfintele Scripturi, că vreau să vă întâlnesc cu voi. A folosit Psalmul 150 sau orice alt text din Biblie pentru a răstălmăci, pentru a perverti în mintea credincioșilor ce este lauda și ce este închinarea înaintea lui Dumnezeu, în așa fel încât îi inoculez de la adevărata laudă și de la adevărata închinare, este malpraxis spiritual. Le furi adevărata bucurie. Le furi posibilitatea de a se întâlni cu adevărat cu Dumnezeu. Ca și paranteză, de exemplu, în Vechiul Testament,
Nu se vorbește foarte mult în contextul închinării aproape deloc despre dans și manifestări de genul. Când se vorbește, de exemplu, în Exodul 32, este extrem de negativ. În Exodul 32 este acel episod în care Moise coboară de pe munte. În timp ce se apropia, spune textul, se apropia de tabără, Moise a văzut vițelul și dansul. Interesant cum cele două sunt legate. Ce se întâmplă acolo? Închinare. Era un act de idolatrie. Vițelul și dansul. Atunci s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mâini și le-a sfărâmat de poalele muntelui, a luat vițelul pe care l-au făcut și l-au ars în foc. L-a măcinat până s-a făcut cenușă, după care a împrăștiat cenușa pe apă și a dat-o izraeliților să o bea. Vreți dans în biserică? Vreți dans în închinare? Vechiul Testament nu este locul din care îl putem justifica. Vrem manifestări ciudate? Psalmul 150 nu este locul în care îl putem afla. În concluzie, cine? Ultima întrebare. Cine? Psalmistul spune tot ce are suflare să laude pe Domnul. Nu se referă aici că trâmbițe sau... Da? Nu se referă, evident, nimeni ar spune așa ceva, că se referă că animalele... Ne vizează pe noi. Da? Ne vizează pe noi. Suflarea despre care se vorbește aici este mult mai mult decât a respira doar. Tot ce are suflare. Rețineți în Geneza 2:7, când se vorbește despre felul în care omul a fost creat, spune în felul următor. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări. Suflare de viață. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Noi suntem vii altfel decât este un câine. Da? Noi suntem vii altfel decât este un animal. Noi avem suflarea lui Dumnezeu. Suntem suflete vii, suflete veșnice. Cu omenire de a se închina și a lăuda pe Dumnezeu. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Este datoria tuturor oamenilor să laude pe Dumnezeu. Iar cei mai mulți nu o fac. Această poruncă se adresează fiecărui om fără excepție. Dragul meu, această poruncă se adresează ție și această poruncă mi se adresează mie. Și nu este doar datoria mea, dar este și privilegiul meu ca să mă închin și să laud pe Dumnezeu. Dumnezeu te invită să-ți găsești împlinirea în El. Să-ți găsești bucuria în El, satisfacția în El. Și din această afecțiune față de Dumnezeu va ieși un izvor de laudă la adresa lui Dumnezeu. Va ieși un izvor de exprimare a laudei tale la adresa lui Dumnezeu. În concluzie, recapitulăm. Ce trebuie să facem? Să lăudăm pe Dumnezeu. Unde trebuie să lăudăm pe Dumnezeu? În adunarea sfinților și pretutindeni trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. De ce trebuie să lăudăm pe Dumnezeu? Pentru tot ceea ce face. Și pentru tot ceea ce este Dumnezeu. Cum trebuie să lăudăm pe Dumnezeu? Cu absolut totul. Cu absolut totul, potrivit cu poruncile Scripturii, cu principiile ei și cu manifestarea potrivită pentru cadrul potrivit. Și în final, cine? Toți oamenii. Eu și cu tine. Aici, peste tot și toate zilele noastre. Amin. Amin.